Salut la toți din Republica Moldova, chiar care sunt în țară și sunt plecați pe zihotare. Desigur, nu de bine am plecat cu toții. Numele meu este Adrian, dintre care mulți mă cunosc ca Captain Adrian. Așa cum mă puteți găsi oriunde pe internet, orice site. Vine 1 noiembrie, care este o zi foarte, foarte importantă pentru noi, cetățenii Republicii Moldovei, ca să nu ne mai dăm seduși de conducerea asta de minciuni, da? Într-adevăr, este foarte greu să alegi pe cineva ca să îți conducă o țară frumoasă, dar trebuie să ne gândim corect. De mine eu nu fac griji. Sunt din anul 2005 în Irlanda, pescuiesc, deja am devenit și capitan, dintre care îmi place pescuitul în Oceanul Atlantic. Dar când vin în Moldova, vreau să văd lumea zâmbind, dar nu suferind, din cauza guvernării. Și ca să nu mai suferim noi toți împreună, cetățenii Moldovei, trebuie să ne gândim corect acum. Că dacă nu acum, mai târziu vom plânge iarăși de noi împreună. De minciunile, ca cum a fost 4 ani în urmă, de Igoraș Dodon Clown. Mi-e dor de Moldova mereu și chiar vreau să vin să locuiesc în ea, dar trebuie de schimbat ceva în țara noastră. Dar cum să schimbăm noi dacă noi alegem greșit președintele? Și toți care sunt la guvernare. Eu cu un salariu ridicat pot să-mi trăiesc viața și aici. Dar totuși vreau să văd cetățenii din Moldova zâmbind ca niciodată. Atunci, haideți împreună să ne gândim și să facem un sketch pe cine ar trebui să ne conducă țara. Din toți acești mulți, dar, într-adevăr, de niciun folos, cine trebuie să ne conducă? Cu toți știm cine sunt cei mai mari mafioți în Republica Moldova. Da, corect. Plaha, dintre care el nu a fugit sau a plecat sau cineva îl caută. El a plecat să se odihnească că a obosit trăind banii cetățenilor în spatele lui și s-a dus să se relaxeze pe o jumătate, un an de zile, prin Maldive, Miami sau Istanbul, Turcia și Grecia. Dar la moment, ca cum Igor Dodon s-a dus să-l vadă, nu cumva slăbit. Avem nevoie de un conducător ca Alexandru Lukashenko. Doar unul ca el ne poate schimba țara ca să taie toate partidele din Republica noastră. Dar cine la noi în Moldova poate să fie cât mai apropiat de ideile lui Alexandru Lukashenko? Eu, desigur, îmi dau votul pentru Renato Usate. Da, știu. De ce? Întrebi. Dar să începem cu pasul întâi. Pasul întâi. Trebuie să nu începem de la Renato Usate, dar începem primul. Cine e mai candidat la noi în Republica Moldova? Da, este Maia Sandu, da? Maia Sandu. Ce ne promite Maia Sandu? Maia Sandu ne promite tot aceeași ce ne-a promis Dodon 4 ani urmă, numai că Dodon a vrut cu altcineva, dar Maia Sandu vrea cu Europa. Europa. Și tot aceleași promisiuni ca și Dodon, ca cum. Într-adevăr, Maia Sandu nu are puterea asta ca să-i doboare pe Dodon. Asta e un. Alt candidat este cine? Năstase, da? Năstase. Ce poate să facă Năstase? Da, a fost și el cândva acolo puțin timp, dar Dodon i-a blocat împreună cu Maia Sandu, dintre care, iarăși, ablom. Nici ăsta nu poate să facă treabă. Nu contează deja cine ne-a promis, pentru că noi avem nevoie de cineva care să-i îngloade pe Plaha și pe Dodon. Da? Da, mai sunt și multe alte partide care acelea, într-adevăr, sunt egal cu zero. Doar promisiuni și atât. Nu mai cred în alte partide. Renato. Usatăi. De ce îmi dau votul pentru el? Da, te întreb și tu. Dacă să începem cu alegerile 2016,
Placa, cel mai mare mafiot, s-a temut doar de Renato Usatăi. Doar de el s-a temut. I-a băgat bețe roate, videouri cu furturi, cu nu știu ce, l-a băgat și în rozăsc, adică în căutare, dar Renato s-a dus în, Usatăi s-a dus în Rusia, mă rog, că asta este. Și că n-are vârsta, și totuși l-a blocat atunci cu, în 2016. Dar dacă tu, Plaha, ești un om care te simți în putere și te simți că oamenii te cred pe tine, de ce bagi bețele în roate la, chiar atunci, în 2016, partidul nostru deja era micuț. Dar sper ca el să câștige. Că dacă nu va câștiga Renato Usatăi, după aia să plângeți împreună cu Igor Aș Dodon și toți restul alții. Poate să câștige oricine, dar nici încă acum să nu-l votați pe Dodon sau Plaha, partidul lor. Dar ca să nu fie Plaha sau Dodon, să ajungă și ei undeva lângă Filat, cum a fost, atunci nouă ne trebuie Renato Usatăi. Pentru că, din ce cauză? El este tânăr, o vârstă mai apropiată de 40 și, da, de ani, dintre care, sigur, se va gândi la tineret. Dacă nu, tineretul va să-l mănânce. Sau chiar eu mă duc la Moldova. În primul rând, el, sigur, va mări salariile, pensiile și va avea grijă de copii. Eu voi vota partidul nostru. Adevărul e în putere. Gândește bine pe 1 noiembrie, pe cine să alegi, fiindcă după aia să nu începeți a plânge. Împreună cu Dodon, cu promisiunile voastre. Dar eu sunt sigur, unicul de care avem nevoie este Alexandru Lukashenko, dar cel mai apropiat de Alexandru Lukashenko este Renato Usatăi. Vă doresc o zi frumoasă vouă și cu multe bucurii, chiar și după 1 noiembrie, să zâmbiți cu partidul nostru. Sila v Pravdi. Vă las cu bine, prieteni.